Aici Radio Europa Liberă. Preotul Gheorghe Calciu Dumitreasa este personajul zilei de astăzi, cunoscut pentru rezistența sa din anii 70 și 80 împotriva regimului comunist. Calciu a făcut 21 de ani de închisoare între 1948 și 1964, la care se adaugă cei din 1979-1984. Cel care avea să devină mai târziu preotul Calciu Dumitreasa a fost parte a experimentului Pitești, care transforma victimele în călăi și călăii în victime. Cei mai mulți dintre cei care au trecut pe la Pitești au devenit torționari pentru colegii lor de suferință. Victima devenea mai fragilă, mai singură, mai lipsită de apărare și deci mult mai vulnerabilă. Sistemul de la Pitești se baza astfel pe universalizarea torturii în penitenciar și pe suspendarea voinței deținuților. Ce s-a întâmplat la Pitești întrece orice imaginație și depășește cu mult limita suferinței. Nu aveai de ales, ori făceai ca ei, ori mureai. Nu putem judeca pe nimeni care a trecut pragul închisorii de la Pitești, a declarat Paul Andreescu, liderul Asociației Foștilor Deținuți Politici din Constanța, care a avut tăria să reziste. Născut în 1925 la Mahmudia, Gheorghe Calciu Dumitreasa moare în 2006 în Statele Unite. A fost arestat pentru prima dată în 1942 pentru activitate legionară, iar la Pitești ajunge din același motiv, când era în anul 2 la medicină. Torturat pentru a-i da în vileag pe ceilalți colegi ai lui aflați pe aceeași baricadă, Calciu va ceda și va trece de partea călăilor. Tortura era așa de mare încât la un moment dat simțeai că tot ce ne-ai spus este o piatră pentru tine, nu mai puteai să o duci. A ascunde ceva, orice, despre părinți, despre prieteni, a nu mărturisi până la capăt, toate deveneau așa de monstruoase în timpul acela de teroare, încât îți pleznea capul și te duceai singur și spuneai. Și astfel inima noastră s-a golit. Sufletul nostru a murit, sau cel puțin a amorțit. Am citat din mărturia lui Gheorghe Calciu Dumitreasa. În 1955 își înțelege căderea și începe să facă rezistență din închisoare. În 1963, când este eliberat, se înscrie la filologie, iar apoi urmează și teologia. Mai târziu ajunge chiar profesor la Seminarul Teologic Ortodox din București. Pe 8 martie 1979 citește Întâiul cuvânt pentru tineri, din seria celor 7 scrise, predici în urma cărora este condamnat la 10 ani de închisoare și supus inclusiv unei tentative de asasinat. Aceste predici erau un protest față de dărâmarea bisericilor, dar, cum povestea mai târziu preotul Calciu, esența celor 7 cuvinte era să le arate tinerilor că au dreptul la cunoaștere, pentru a putea alege între marxism și teologie. Dacă ești sclav al ideilor, aceasta este o sclavie mai dureroasă decât oricare alta, spunea Calciu Dumitreasa. Cităm, ce ai învățat tu despre Dumnezeu, despre biserică? Dacă totul se reduce doar la faptul că Giordano Bruno a fost ars, ești cel mai pierdut dintre oameni, pentru că greșele au fost în istoria bisericii, dar noi căutăm esența, am încheiat citatul. Când a fost din nou aruncat în închisoare în anii 80, au scris în favoarea lui în presa liberă din Occident Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Paul Goma. Radio Europa Liberă i-a dedicat emisiuni întregi în perioada când era închis, dar și după. A făcut 5 ani de detenție dură până la 20 august 1984, când au făcut presiuni pentru el Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Papa Ioan Paul al II-lea. În anul 1985, autoritățile americane îl ajută să părăsească România împreună cu familia. Vă invităm să ascultați în continuare un interviu cu preotul Gheorghe Calciu Dumitreasa, realizat de istoricul Vlad Georgescu, directorul Departamentului Românesc al Postului de Radio Europa Liberă, interviu difuzat în 28 august 1985. Actualitatea românească.
La microfon, Neculai Constantin Munteanu. În actualitatea românească de astăzi, vă invităm să ascultați convorbirea pe care Vlad Georgescu, directorul departamentului românesc al postului de Radio Europa Liberă, a avut-o în Statele Unite cu părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa. Părinte Calciu, bun venit așadar la microfonul Europei Libere, bun venit altfel din fericire decât prezența pe care ați avut-o atât de mult în la acest microfon, vreme de ani de zile. Ascultorii noștri vă cunosc mult prea bine pentru a mai fi nevoie de o introducere. Aș vrea totuși să-mi exprim și eu marea plăcere și marea satisfacție de a vă putea avea aici și de a putea sta de vorbă cu unul dintre cei mai interesanți și respectabili reprezentanți ai intelectualității românești și ai acelor români care vreme de 40 de ani au putut să spună într-un fel sau altul nu totalitarismului, comunismului, lucrurilor urâte care domnesc în țara noastră. Aș vrea ca astăzi să nu ne referim însă la cazul dumneavoastră particular. Sper să putem avea prilejul în viitor să ne dezvăluiți amintirile, să vă referiți la ceea ce s-a întâmplat cu persoana dumneavoastră începând din 48 încoace. Așteptăm, deci, pentru un viitor, sperăm, nu prea îndepărtat, o suită de memorii. Astăzi aș vrea ca discuția noastră să aibă însă un caracter puțin mai general, ca de la cărturar la cărturar, sau ca între doi oameni care, într-un fel sau altul, au fost implicați în ceea ce se cheamă, în bine sau în rău, dizidența română. Spun în rău pentru că sunt mulți oameni care atribuie acestui cuvânt alte explicații și alte semnificații decât se atribuie îndeopște. Aș vrea deci să avem o discuție pe problemele generale ale României, ale societății românești, ale bisericii române, ale religiei și o discuție care să se refere la ce se poate aștepta pentru viitor în privința țării noastre și a poporului nostru. Și aș vrea să începem în primul rând cu o discuție asupra rolului și locului Bisericii Române în istoria, în trecutul și în prezentul României. Un subiect cu atât mai important cu cât am în fața mea un slujitor al Bisericii. Există în apus imaginea că Biserica Ortodoxă în general și cea română în particular este deosebit de supusă și că este mai ușor manipulabilă decât Biserica Catolică sau Biserica Protestantă. Aș vrea să vă întreb, mai înainte de toate, cum vedeți această problemă? Care credeți că ar fi locul Bisericii Ortodoxe Române în viața de fiecare zi a cetățenilor și a țării? Și cum vedeți că își îndeplinește sau nu își îndeplinește acest rol pe care ați socotit că ar trebui să-l aibă? Vă mulțumesc foarte mult pentru urele de bun venit și vă spun și eu bine v-am găsit. Este pentru prima oară că sunt într-un studio și mi-e să iau un interviu. În ceea ce privește problema Bisericii Ortodoxe Române, ați spus că ea este acuzată că are o poziție mult mai docilă față de puterea lumească, de puterea seculară, decât celelalte biserici. Nu cred că este așa. Cred că Biserica Ortodoxă Română are exact aceeași poziție de docilitate față de puterea seculară pe care o are și Biserica Rusească și cea bulgărească și cea cehă și așa mai departe. Pentru că mă vorbesc de bisericile ortodoxe, nu catolice. Pentru că prin însă structura ei, prin lipsa unei conducere unice, Biserica Ortodoxă a devenit o biserică națională. În mod fatal, a intrat într-un contact direct cu guvernele care au condus succesiv țările și Biserica Română la fel și a fost atașată într-un sens acestei puteri lumești. Deci problema bisericii nu este ortodoxă, nu este mai bisericii române. Este problema tuturor bisericilor din regimurile totalitare în general și din regimurile speciale comuniste în mod deosebit. Pentru că și ierarhii și preoții sunt niște oameni. Au neputințe, au interese materiale, sunt influențați, pot fi intoxicați cu propaganda politică, așa ca orice cetățean al țării. Și în sensul acesta, noi am fost intoxicați de politica comunistă, în special în ultimii 20 de ani de politica lui Ceaușescu, printr-o propagandă fără limite și fără niciun fel de opreliște a bunului simț. Iar ierarhii noștri, într-adevăr, pentru că din slăbiciune omenească s-au subordonat total intereselor guvernului, în special după instalarea noului patriarh Iustin Moisescu. Părinte, dacă îmi dai voie să te întrerup,
Dacă ne uităm în trecut, Biserica Ortodoxă n-a fost întotdeauna atât de supusă. Și în Evul Mediu și în veacul al XVIII-lea, din potrivă, a jucat, din punct de vedere politic, un rol foarte important. Cuza pe care noi îl apreciem atâta, nu întotdeauna pe merit, a fost cel care a dat bisericii lovitura de grație prin legile religioase pe care le-a adoptat, legile bisericești, și care au pus mitropolitul și sinodul la cheremul puterii civile și a executivului. De la Cuza, biserica nu s-a mai ridicat niciodată la o poziție autonomă în care să poată să aibă o atitudine diferită și opusă, dacă era nevoie, statului. Încât de la Cuza încoace, într-un fel sau în altul, Biserica Ortodoxă dă mai mult cezarului decât ar trebui să dea cezarului. Da, voiam să mă refer și la problema asta istorică, însă deocamdată vorbim de situația actuală și de cadrul general, că prin această șeziune a Bisericii Ortodoxe a devenit o biserică națională și ca biserică națională și-a însușit și idealurile generale ale poporului, dar și idealurile temporale determinate de guvernele existente. Spunem că în momentul actual noi suntem mult mai subordonați decât am fost, de exemplu, sub patriarhul Justinian Marina, pentru că el a fost un patriarh care a ajuns prin influență politică în conducere, însă în ultima parte patriarhul Justinian Marina a avut o poziție net opusă intereselor guvernului comunist. Mi-aduc aminte că atunci când s-a cerut să accepte mutarea unei biserici, este vorba de biserica lui Florico Eugenelor Mihai Viteazu de pe Bulevardul Dimitrie Cantemir, care încurca oarecum, a refuzat net ca această biserică să fie mutată. Când parohul bisericii a fost chemat în fața unei comisii guvernamentale, el nu știa unde a fost dus. Și 40 de înși au strigat la el să semneze ca și cum biserica ar fi fost a lui. Să semneze dermarea bisericii ar fi fost suficient un act, un asemenea act care nu era, n-avea nicio valabilitate, omul a refuzat. Și astfel biserica a fost salvată. Lucru care nu s-a întâmplat acum. Credeți, deci, că dacă am fi avut un alt patriarh, Văcăreștii, Cotrocenii și toate celelalte biserici dărâmate ar fi fost salvate? Este absolut sigur. Pentru că în momentul când un patriarh ar fi fost alături de noi în lupta pentru apărarea bisericilor, nu ar fi îndrăznit să atingă de biserici. Un patriarh, să știți, are o putere extraordinară. Rămâne atunci întrebarea de ce ierarhii de astăzi dau cezarului mai mult decât trebuie. Rămâne întrebarea. Pentru că nu-i numai un patriarh, sunt și mitropoliții, e o biserică întreagă. Este o biserică întreagă pentru că toți acești patriarhi, toți acești mitropoliți sunt aleși cu asentimentul guvernului. Nimeni nu ajunge la scaunul episcopal fără a fi agreiat de partid și de guvern. În momentul când cineva este bănuit că ar putea avea o altă atitudine decât cea pe care o impune guvernul, nu ajunge la scaunul patriarhal sau la scaunul episcopal. Așa că toți acești episcopi care au ajuns în scaunurile lor sunt prin asentimentul guvernului, prin niște angajamente prealabile pe care și le iau și pe care oamenii nu se străduiesc deloc să nu le împlinească. În acțiunea mea, dacă alături de mine ar fi fost un singur episcop, și mă refer în primul rând la episcopul roman pe care l-am iubit foarte mult, pentru că el provenea dintr-o mănăstire, dintr-o viață călugărească îndelungată, și despre care știam și auzisem că are o viață spirituală și care m-a abandonat din primul foc. Dacă el totuși ar fi fost alături de mine, nu s-ar fi întâmplat cu mine ceea ce s-a întâmplat. Eu însă am fost, aș putea spune, într-o mare măsură victima lui, în cea mai mare măsură sunt victima episcopului Antonie. Dar într-o mare măsură sunt victima lui Roman, care probabil a fost total sub influența lui Antonie. Deci dacă un singur episcop era alături de noi, biserica, să știți, are o putere extraordinară. Și spirituală, pentru că prin însă structura este o forță spirituală, dar și materială, pentru că toți credincioșii au fost alături de noi. Și așa au fost foarte mulți alături de mine. Toți însă au trebuit să ai o atitudine de subversivitate, să se întâlnească cu mine pe ascuns, să mă susțină pe ascuns, să-mi adreseze scrisori, unele semnate și altele nu. Pe când dacă lupta a fost deschisă prin participarea unui episcop, toată această situație de subversivitate dispărea și noi am fi apărut ca o forță publică deschisă care ne-am fi opus tuturor acestor distrugeri spirituale și culturale pe care guvernul lui Ceaușescu le-a făcut în țară.
În cartea pe care ați publicat-o mai de mult sau care a fost publicată în Occident în timpul în care erați sub stare de arest, 7 cuvinte către tineri, vă referiți deseori la dărâmarea bisericii Enei în 1977. Probabil că nu bănuiați atunci câte alte biserici vor fi dărâmate în anii următori și nici această totală distrugere a trecutului istoric, religios, național, pe care o practică un regim care, pe de altă parte, se proclamă național, urmaș al trecutului, al voivod și mai departe. Mi se pare și mie absolut revoltător această totală lipsă de reacție a Bisericii Ortodoxe Române față de această distrugere a patrimoniului religios. Ce alt biserică ar putea să stea tăcută când se dărâmă cotrocenii, nu? Și când se dărâmă Văcăreștii, când Mihai Vodă e în pericol. Deci orice biserică e un sacrilegiu să o dărâmi, dar acestea care s-au identificat cu trecutul și care sunt parte a patrimoniului nostru spiritual, cu atât mai mult. Spuneați în această carte a dumneavoastră că nu se poate construi nimica atunci când se dărâmă bisericile, nu se poate înalța o lume pe aceste dărâmări. Cum vedeți cele ce se întâmplă astăzi, în București mai ales? Dacă ați văzut în predicile mele, am săruit aproape în fiecare predică asupra salvării bisericilor. A fost pentru că eu am înțeles că nu dărâmarea bisericii nu este o chestiune izolată. Nu este un act determinat și eu de un moment de nebunie sau de anumită intenție de moment. Am știut precis din informațiile pe care le aveam că va urma un șir întreg de distrugere de biserici și totodată, eu nu știu dacă dumneavoastră v-a parvenit, am început o acțiune de salvare a mănăstirii Cornetu cu starețul de la această mănăstire, Cristofor Popescu, Ieromonahul Cristofor Popescu, mănăstirii care urma să dispară sub apele barajului de pe Olt. Părinte, dărâmarea de biserici ortodoxe este un aspect al campaniei. Un alt aspect ar fi dărâmarea bisericilor baptiste. Un alt aspect ar fi transformarea Bibliilor ungurești în hârtie de toaletă. Iată deci că este o campanie întreagă care se poartă contra bisericii și a religiei, nu numai a bisericii ortodoxe. Nu, nici nu am pus problema așa. De altfel, tot timpul în această perioadă am fost în legătură și cu baptiștii și cu celelalte denominațiuni neoprotestante, am fost în legătură la un moment dat chiar cu Biserica Unită din Ardeal, dar asta a fost puțin timp înainte de arestarea mea, trebuia să vină și fratele Traian Dors, care face parte din oastea Domnului, ca să avem un punct de acțiune comun. Am scris o scrisoare în sensul ăsta, nu v-a parvenit, probabil că o să ajungă la dumneavoastră, în care scrisesem niște lucruri astea, dar tot a fost numai în stare de proiect. Că prin arestarea mea, toate au căzut în neant. Ceea ce voiam să spun este că eu am știut dintr-un început că va fi o acțiune de distrugere a bisericii, a făcea parte din programul politic al regimului comunist, această acțiune a distrugerii bisericilor, de distrugerea religiei, de distrugerea spiritualității românești. Pentru că ei vor să instaureze, așa cum în perioada trecută au încercat o ruptură totală între generații, ca nimic din ceea ce este tradițional să nu se mai transmită, tot așa cum încearcă o distrugere totală a spiritualității noastre trecute și a culturii trecute pentru a se instala o nouă civilizație care este civilizația comunistă. Însă fenomenul cel mai surprinzător în această distrugere de biserici este că, pe de o parte, se face caz de Șerban Cantacuzino, salvatorul Vienei, la 1683, și pe altă parte îi se dărâmă biserica, iar oasele lui sunt aruncate undeva la crematorul Cenușa. Pe de o parte, domnul Ceaușescu se proclamă urmașul lui Mihai Viteazu, iar pe de altă parte îi distruge mănăstirea din București. Este aici o contradicție în termeni care nu știu cum poate fi explicată, care transcede puțin ostilitatea față de biserică și față de religie. Se extinde asupra întregului trecut, nu numai asupra celui religios, pentru că Mihai Vodă sau Cotrocenii sau Văcăreștii sunt și un simbol național, nu sunt numai un simbol religios. Incontestabil că așa este. Însă e o stare de
De nebunie. De nebunie, absolut, de stare patologică. Este o stare patologică, incontestabilă. Din punctul de vedere că nici nu există o îndoială. Nimeni în țară nu se îndoiește cu o stare de nebunie în această acțiune a domnului Ceaușescu. De a distruge tot ceea ce este trecut pentru a instaura o epocă nouă de civilizație comunistă, civilizația Ceaușescu, epoca Ceaușescu. Dacă în teorie el se reclamă ca descendent al lui Burebista, de foarte departe, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul și așa mai departe, de altfel mi-a căzut în picturi, în sculpturi, în aranjamentele astea de artă, toți marii voivozi sunt în spate și în față e totdeauna figura lui Ceaușescu care îi domină. El este cel întâi și primul dintre cei mai puternici și cei mai mari. Adică este stare de patologie pe care au întreținut-o foarte mulți intelectuali din nenorocire. Părinte, această afirmație pe care o faceți și această calificare a situației în țară drept patologică ne poate duce la o discutare a unui alt subiect, și anume, cum vedeți starea din țară, situația țării? Într-o scrisoare recentă care s-a transmis de alminteri la postul nostru de radio, spuneți, trăim o vreme de apocalips. Această scrisoare datată din 1985. În cele 7 cuvinte către tineri din 1978, reveniți aproape pagină după pagină cu ideea că trăim o vreme în care domină răul, în care binele este învins, în care e o domnie a răului. Cum vedeți aceste lucruri? Cum ați defini situația din țară? Care ar fi cauzele acestui dezastru? Și după aceea vom trece, poate, să vedem dacă ar putea exista și remedii. În momentul în care lumea este dominată de o concepție, vorbesc o parte a lumii, nu? În care lumea este dominată de o concepție unică, materialistă, în momentul în care materia este proclamată zeu, care te închin și când ea soluționează totul, în momentul acela spiritul este oprimat. Pentru că noi vedem apocalipsa nu ca o distrugere printr-o bombă atomică, așa cum se vede în Occident. Apocalipsa începe în spirit cu mult înainte. În spirit, apocalipsa la noi a început de foarte multă vreme, odată cu oprimarea spiritului, cu distrugerea religiei, cu această acțiune înspăimântătoare pentru spiritul românesc de a-l degrada continuu. Pentru că ceea ce domină în regimul comunist este minciuna. Românul este obligat să gândească într-un fel, să se exprime în particular într-un fel, așa cum v-am mai spus, într-o scrisoare, și în afară el este transformat într-o mașină de aplaudat. Această duplicitate continuă a sufletului românesc nu rămâne fără urmări. Pentru că așa, realitatea este aceasta, ca într-o mocirlă. Nu trece nimeni printr-o mocirlă fără să murdărească, nu trece nimeni pe această duplicitate de 40 de ani fără să ca sufletului să se altereze. Sufletul nostru românesc este alterat, realmente. Atunci, toată situația degradantă și umilitoare și catastrofală din țară, dumneavoastră o atribuiți exclusiv acestei degradări spirituale? Exclusiv, pentru că nu pot să spun, domnule, sufletul românesc este inițial corupt. Pentru că noi am avut niște acțiuni acolo foarte frumoase și pe plan religios. Dumneavoastră știți despre sindicate liberi care au fost înființate înaintea celor din Polonia, nu? Dar oprimarea lui Ceaușescu a fost așa de puternic încât te-a tăiat din rădăcină. În România, orice mișcare de libertate este înăbușită. În ultimul timp, toate aceste acțiuni protestatare particulare sunt reprimate de regimul Ceaușescu și oamenii sunt încadrați la delicte de drept comun. De aceea s-ar părea că în momentul de față nu mai există opoziție politică sau spirituală sau religioasă. Oamenii religioși sunt condamnați pentru speculă, pentru contrabandă, sau aici cu fetele de la PETA, care au fost condamnate pentru contrabandă. Ei au introdus în țară Biblii și au fost condamnate pentru contrabandă. Ele apar astfel în fața lumii ca niște oameni care au fost condamnați pentru infracțiuni de drept comun. Și acesta este sistemul pe care l-a aplicat Ceaușescu în tot timpul. Eu am fost printre puținii fericiți, ca să spun așa, care în ultima parte, împreună cu doctorul Cană și cu Brașoveanu, care au fost condamnați pentru delict politic. În corul toate sunt de drept. Părinte, apocalipsul are și el trepte, are și el grade. Vi se pare că anii 80 sunt mai apocaliptici decât anii 60 sau 50 chiar? Mult mai apocaliptici, pentru că ați refer acum la distrugerea spirituală. Atunci era o rezistență generală manifestă în țară. Era un număr imens de oameni. Gândiți-vă că
după calculele noastre, în perioada aceea au trecut prin închisori circa 800.000 de români. Dacă mai punem pe cei care au fost alungați și trimiși în exil, în Bărăgan sau nu știu unde, am depășit probabil milionul cu mult. Toate acestea influențau întregile noastre, tot aproape întreaga populație țării, că nu există familie care să nu fie avut pe cineva oprimat. Și niciodată nu te-ai simțit atunci abandonat, chiar în împrejurările cele mai grele. Eram mulți. Aveam un sentiment de solidaritate materială, directă. Acum se lucrează prin separarea spirituală, prin izolarea duhovnicească a fiecăruia. Noi trăim într-o izolare totală. Securitatea ne înconjoară din toate părțile. Deci, părinte, anii 80 vi se par mai grei și mai grei în urmări pentru națiunea română, da, pentru viitorul ei, sub aspectul spiritual, decât anii 50. Dacă sub aspectul material atunci a fost foarte mult și violența a fost extraordinară, acum violența are un caracter mai insidios. Și după atâția ani, spiritul nostru, așa cum v-am spus, este mai alterat. Oamenii nu mai au rezistență, domnule. Nu mai au speranță. Cine nu vine la biserică și-a pierdut speranța. Numai prin biserică, prin credință, fie că e vorba de ortodoxie, de catolicism, sau de celelalte denominațiuni neoprotestante, cine e departe de biserică este un om care și-a pierdut nădejdea. Acela își denunță prietenul, acela strigă în momentele cele mai grave, trăiască Ceaușescu, acela nu mai are niciun scrupul, acela adună bani sau pe cât e posibil înșală și fură. De aceea, părinte, apocalipsa în spirit, am spus, este cea mai gravă formă a apocalipsei. Aceasta mă duce la un alt subiect. Dacă trăim o vreme de apocalips, dacă trăim domnia răului, cum putem ieși din ea? Ce putem noi spune românilor să facă? Ați avut o frază adineaură în care ați spus să vină la biserică și repetat atât în cartea dumneavoastră, în cele 7 cuvinte către tineri, deci în predicile ținute în biserica din București în 1978, cât și în scrisoarea care s-a dat acum câteva zile la postul nostru de radio și care a fost scrisă în ianuarie 1985, ați spus că ceea ce ne trebuie, ceea ce trebuie românilor este o reînviere spirituală, că credeți totuși în posibilitatea învierii și că aceasta ar fi calea de ieșire din impas, de ieșire din apocalips. Se poate ieși din apocalips? Da. Sunt convins de lucrul ăsta. Dacă n-aș fi fost convins, aș fi abandonat. Puteam să mă retrag undeva într-un vârf de munte, să trăiesc ca un schimnic și să zic m-am mântuit prin străduința mea duhovnicească. Dar eu sunt legat de poporul acesta și de tot ceea ce a însemnat istoria românească pe plan spiritual și pe plan cultural. Și sunt convins că dacă apocalipsa începe din partea răului în duh, rezistența și restaurarea noastră a spirituală începe tot în duh. Părinte, iartă-mă că te întrerup. Noi cerem, deci, ca oamenii să se întoarcă la biserică, să se întoarcă la ortodoxie. Ortodoxia n-a fost niciodată o forță politică de genul Bisericii Catolice din Polonia. Ortodoxia românească a fost mai slabă decât alte biserici est-europene. Noi n-am avut martiri, de pildă. Atunci când s-a întemeiat Moldova, moldovenii și-au cumpărat un protector, un patron al țării, un martir din Crimea, un grec. Când s-a întemeiat Țara Românească, au cumpărat un bulgar, Sfântul Dimitrie, din Dobrogea. Noi n-avem sfinții noștri, n-avem martirii noștri. Și dumneavoastră îi îndemnați pe români să fie martiri, pentru că într-o scrisoare recentă spuneți Dumnezeu m-a destinat martirajului. Cum îi îndemnăm pe români să se întoarcă la o biserică în care preoții nu știu cum să spună oamenilor toate aceste adevăruri și în care cuvânt într-un fel sau în altul în biserică linia oficială? Da, că eu odată eram în autobuz, vă povestesc întâmplare care este interesantă. Eram în autobuz și un domn mai în vârstă se apropie de mine, am văzut că eram îmbrăcat cu jacheta asta, n-aveam voie să port reverenda, ci purtam o jachetă care amintește-ne așa de preoție, barbă așa cum port, și s-a apropiat și mă întreabă așa încet, sunteți părintele Calciu? Poate că i-a spus cineva, nu știu. În autobuz? Da. În autobuz, da. Zic, da, sunt părintele Calciu. Zice, părinte, rugați-vă și pentru mine că nu pot merge la biserică, fiindcă nu pot să aud
cum preoții se roagă pentru sănătatea lui Ceaușescu, care a distrus atâtea biserici, care distruge neamul românesc. Și am spus, bine, eu să mă rog, nu puteam să prelungesc o discuție. Însă, în scrisoarea pe care v-am trimis, într-o scrisoare pe care v-am trimis, spuneam așa, această rugăciune pentru Ceaușescu durează 5 minute, dar liturghia ortodoxă, lipsită de orice subordonare lumească, durează 2 ore și cred că este o compensație suficientă. Și noi, la radio, deseori ne întrebăm, e foarte bine, dăm informații, transmitem știri, informăm pe oameni ce se întâmplă în țară, în străinătate, dar care e mesajul pe care vrem să-l transmitem? Suntem de acord că domnește rău, că trăim o vreme care distruge neamul românesc și cei care trăiesc în România, care sunt de alte neamuri decât neamurile românești. Și totuși, ce mesaj le putem da? Ajutorul de unde să vină? Răspunsul meu a fost întotdeauna că ajutorul nu poate să vină din afară, pentru că nu vor mai veni americanii, așa cum s-a sperat în anii 40, din păcate. În orice caz, nu e de prevăzut o schimbare de relații internaționale de o asemenea învergură pentru viitorul previzibil. Și mesajul pe care eu întotdeauna am crezut că trebuie să-l dau este că această renaștere nu poate veni decât de la fiecare dintre noi. Fiecare român trebuie să învețe să nu mai plece ochii, să ridice ochii, să plece capul, să nu mai stea cu șira spinării încovoiată, pentru că capul plecat, sabia, dacă nu-l taie, în orice caz, tot îl strivește, ceea ce tot decapitare înseamnă. Însă, poate că ascultându-și vor spune, uite, aici e Părintele Calciu, aici e Vlad Georgescu, care ne îndeamnă să ne ridicăm ochii, ei fiind acolo. Ma, noi amândoi și alții au trecut prin greutăți, deci nu se poate spune că n-a fost și o putere a exemplului, mai mare la unii, mai mică la alta. Dar, totuși, aici văd și eu că este răspunsul. Fiecare trebuie să se învețe să-și ridice capul. Dar își ridică capul în numele căror valori? Dumneavoastră le spuneți a religiei. Poate religia să le dea acest răspuns? Religia care le promite totuși mântuirea numai pe lumea de apoi? Da, sigur, întotdeauna biserica a fost o biserică implicată în social. Fie că a fost vorba de o biserică catolică mai implicată decât noi, fie că a fost vorba de biserica ortodoxă, care oricum este mai pasivă în sensul contemplației decât biserica catolică, totuși, indiferent de apartenență, biserica este implicată social. Noi spunem că biserica are o dimensiune verticală, care este infinită, este această tendință spre desăvârșire, spre Dumnezeu, și o dimensiune orizontală, extensiunea socială a bisericii. Și așa și este. Totdeauna biserica, și din istorie, să știți chiar mai bine decât mine, că totuși biserica a fost destul de implicată în luptele naționale, memorandumul și așa mai departe, nu? Și de aici am și pornit. Aceea era în Transilvania, implicată a fost mai ales tot biserica, da, legată și de Roma. Și în ortodoxie au fost, știți, și destule și cu arhierei care au luptat pentru, chiar împotriva domnitorilor, și au sfârșit prin a fi decapitați. De altfel, de aici am și pornit când am deschis casa mea pentru sindicatul liber, nu? Adică am socotit că suntem obligați să participăm în toate echipurile la această activitate românească. Dar ceea ce vreau să vă spun este că, într-adevăr, aveți dreptate. Salvarea vine din noi. Adică zadanic am așteptat să vină cineva din afară să ne elibereze, așa cum sunt credințele astea din Africa, cargo culturile astea, care cred că o să vină o ploaie de dolari și o să-i salveze. Noi nu așteptăm asta. Noi suntem oamenii care avem o viață spirituală foarte bogată și o tradiție spirituală în sensul ăsta românească. Dar ce le-ați spune dumneavoastră românilor acum? Cum? Cum să se salveze spiritualicește? Prin credință. Este singura care de ne salva. Adică reînviind prin credința ortodoxă, prin credința creștină în general, că nu insistă asupra ortodoxiei, reînviind prin această credință toate valorile noastre spirituale și culturale, refuzând să participe, măcar așa, prin subordonare, prin încovoirea șirii spinării, la toate distrugerile care au loc. Eu am constatat această reînviere spirituală îndeosebi la tineri. În 1978, când am început să-mi țin predicile, cei care m-au urmat și care m-au apărat au fost tinerii. Eu veneam la școală pentru că le țineam seara la 9 și un sfert. Terminam, după discuții care aveau loc atunci,
După predici, terminam pe la 11, plecam acasă noaptea, eram tot timpul asaltat de securitate și amenințat. Pe mine mă conduceau studențe, cei mai mulți au fost studenții la Politehnic, care mă duceau de la biserică până acasă. Deci credeți că astăzi adică tineretul caută, tineretul a ajuns într-un impas. E mai deschis religiei. A ajuns într-un impas, domnule. Eu nu zic că e mai deschis religiei. A ajuns într-un impas. Este sufocat de materie, este sufocat de injustiție, este sufocat de propaganda stupidă, absurdă, nebună care se face acolo. El vrea altceva. Eu nu spun că el are o idee exactă despre religie și despre credință și despre salvarea prin religia creștină. Poate că nici nu știe exact în ce a constat sacrificiul lui Hristos. Dar el simte că are nevoie de ceva și deja am și spus că astăzi vi se predică Hristos într-un mod nou. Realmente eu am predicat într-un mod nou pentru ei. Părinte, dar cine le va predica de aici înainte, dacă ierarhia și dacă biserica nu o face? Să știți că se face. Sunt preoți care predică, nu în sensul în care am făcut eu ca să-i pun în conflict cu administrația. Eu trebuia să fac lucrul acesta pentru că știam că se va declanșa distrugerea bisericilor și prin această distrugere a bisericilor se va crea o răceală a credincioșilor față de ierarhie. Și atunci a trebuit să iau, pur și simplu a fost o chestie de sacrificiu conștient pe care l-am acceptat. Nu înseamnă că am vrut să fac pușcărie și că ținta mea era atunci să merg la suferință și să mor. Nu. Mi-era foarte frică. Deși spuneți acolo că ați fost destinat martirajului. Da, dar am spus asta, trebuia să-mi fac așa fel încât să-mi fac din martiraj o vocație. Dar asta a fost destinul meu. Adică mi-era foarte frică, mărturisesc că mi-era foarte frică și mai ales că după fiecare predică, eu vorbeam miercuri seara, joi, episcopul roman cu departamentul venea și mă judeca. Și asta zi de zi. A săptămână de săptămână, după fiecare eram judecat ca să încetez, să nu mai predic și eu de fiecare dată ziceam nu, dar în sine mea mărturisesc că tremuram. Părinte, suntem amândoi de acord că prima fază a unei renașteri românești ar fi această renaștere spirituală, această ieșire din dedublare, ieșire din falsitate, această ridicare a ochilor și a reînvățare a spune adevărul. Dar totuși, dumneavoastră sunteți poate cel mai bun exemplu al faptului că numai cuvântul nu-i destul, că trebuie ieșit în arenă. Și mă refer la acțiunea pe care ați avut-o cu Sindicatul Liber, creat în 1979. E foarte bine ca preoții să spună adevărul, e foarte bine ca intelectuale să-și ridice capul, e foarte bine ca biserica să devină implicată, dar atâta timp cât nu se va face o osmoză între diferitele grupări sociale sau clase sociale, toate acestea nu vor fi suficient de periculoase pentru sistem. Ce va îndemna să vă duceți la muncitori? Se știe că foarte puțin, mai iertați-mă o dată, se știe de către foarte puțini că de fapt dumneavoastră ați fost, din punct de vedere intelectual și spiritual, dacă vreți, în spatele creierii acestui Sindicat Liber. Da, probabil că nu se știe. În România, calul de bătaie al guvernului comunist și al ierarhiei bisericii este că noi nu ne implicăm în politică. Probabil, prin politică, înțelegând participarea la acțiuni subversive sau cum era altădată la partidele naționale, clasice și așa mai departe. Eu am fost acuzat că am participat, că am intrat în politică și am spus dacă politică înseamnă treburile polisului, așa în stilul, în concepția, accepțiunea greacă, atunci realmente am făcut politică. Adică nu pot rămâne ca biserică în afara treburilor cetății. Așa că m-am implicat în chestiunea aceasta cu Sindicatul Liber. Eu nu am făcut parte din sindicat, dar am deschis casa mea, doctorului Cană, doctorului Brașoveană și celor care au fondat acest sindicat. Ei s-au dat în casa la mine. Sigur că am supravegheat că toate discuțiile noastre au fost înregistrate pe bandă de către securitate, dar și știam lucrul acesta. Însă nu ne-am ferit. Că nu era nicio altă posibilitate să te ascunzi de securitate, cu atât mai mult cu cât noi am făcut toate aceste lucruri publice. Am spus, domnule, spiritul românesc este obișnuit cu o anumită subversivitate care s-a manifestat în ultimul timp prin bancurile cu care se fac pe seama guvernului și așa mai departe. Este o formă de rezistență, dar o formă minoră. Noi trebuie să ieșim din subversivitate, așa cum în predicile mele am spus că biserica iese din catacombe prin aceste predici. Și realmente am ieșit din catacombe atunci. Și am făcut toate lucrurile deschis.
Ceea ce a interesat pe securiști a fost ca eu să apar ca autorul moral și ca cel care trebuie să fiu condamnat mai mult decât ceilalți. Dar când, în momentul când, după publicarea la dumneavoastră, încep să vină adeziuni din toate părțile țării, când grupuri imense, eu am fost cam în afara lucrurilor acestea, pentru că ei le primeau toate, dar îmi spuneau și mie că în grupuri imense de oameni, prin telegrame, prin scrisori, prin venirea directă, s-au înscris ca membri ai Sindicatului Liber, deși securitatea probabil că au oprit foarte multe scrisori, în clipa aceea și-au dat seama că au intrat într-o avalanșă din care fără violență și fără brutalitate nu poate ieși. Și atunci s-a declanșat arestarea noastră. Cât de mare socotiți dumneavoastră că a fost adeziunea la sindicat? Se vorbea la un moment dat de 2000. Cam 1700, știu eu că au fost, plus câteva sute de participări directe. Adică de adeziuni directe prin prezența oamenilor. Foarte mulți oameni au venit în București, l-au cotat pe Cană, pe Brașoveanu, la un moment dat m-au cotat și pe mine. Probabil că totuși oamenii au bănuit că știu ceva despre ei, că eram căutat la telefon eu, întrucât telefonul lor fusese suspendat, al meu încă nu era suspendat la ora aceea. Și mă întrebau pe mine ce știu. Printre cei care mi-au lăsat chiar mie adeziuni a fost doamna Maria Ștefănescu, cea mai curajoasă, cel mai curajos martor al acuzării adus la securitate, care a spus: domnule, tot ce mi s-a luat la securitate în legătură cu părintele Calciu este fals. Și eu și cele două fiice ale mele am fost arestate, ținute la securitate ore întregi, încât una din fete s-a speriat așa de tare că a leșinat, ca să dau o declarație falsă împotriva părintelui Calciu. Contest aceste declarații false și spun că ceea ce este adevărat îl declar aici în fața dumneavoastră. Părinte, sunt nume de persoane care mai sunt încă în pușcărie din cauza acestui eveniment? Care ați vrea să-i menționați? Da, sunt multe nume. Carmen Popescu, sunt o serie întreagă de persoane care probabil că au ieșit din pușcărie, n-au ieșit, nu știu nimic despre ei. Mulți au fost băgați la spitalul clinic și după ce am fost eu eliberat, din ei nu m-am recoltat decât numai doctorul Cană, care a fost de două ori la mine, dar ulterior securitatea a intervenit, a pus pază în jurul casei mele, ne-a schimbat telefoanele, ne-a tăiat legătura cu exteriorul și nu l-a mai putut regăsi pe Cană, doctorul Cană, deloc. Părinte, știu că este păzit, dar ce se întâmplă cu el, nu știu. Părinte, ce sperați dumneavoastră, ce ați sperat dumneavoastră în 79 de la acest sindicat? Până unde ați crezut atunci că se va putea merge, că veți fi lăsați să mergeți? Noi am crezut că prin sindicatele libere se va ajunge la posibilitatea formării realmente a unui sindicat liber care să aibă un cuvânt de spus. Era un sindicat fără participare bănească, fără contribuție bănească, el se menține numai prin sacrificiu și prin activitatea doctorului Cană și a lui Brașoveanu și a celorlalți care sunt de comunitate pe care nu-i mai știu, nu i-am cunoscut, eu numai pe Cană și pe Brașoveanu i-am cunoscut, și care trebuiau să ia cuvântul ori de câte ori injustiția era prea mare, fiindcă, într-adevăr, injustiția e foarte mare la noi în țară împotriva muncitorilor. Și datoria noastră era să ne apropiem de acești muncitori. Intelectualul s-a stricurat de cele mai multe ori. Sau dacă a făcut dizidențe, care e termenul obișnuit, oamenii aceia au avut o posibilitate să emigreze. Sau s-a făcut un scandal, cum s-a făcut în jurul meu. Eu nu spun că prin asta am fost salvat, am ajuns în închisoare oricum. Dar probabil că salvarea mea ultimă, de ultima clipă, este tot datorită acestui scandal care s-a făcut în jurul meu. Dar sunt o serie întreagă de muncitori care pur și simplu stau în necunoscuți, care suferă, care trăiesc în mizerie cruntă și care până la urmă poate și mor fără ca nimeni să știe nimic despre ei. Pentru aceștia s-a făcut sindicatul liber. Dintre minerii din 77 ați cunoscut vreunul? Da, e o chestie foarte interesantă. În decembrie, v-am scris într-o scrisoare care nu v-a parvenit, în decembrie, ianuarie, cred, 1979, a venit un grup de mineri la mine, trei mineri, care mi-au dus la cunoștință cum a fost asasinat Dobre, călcat cu mașina de securitate, fiind antrenat la traversarea unei stăzi de câte doi prieteni, care l-au abandonat în mijlocul stăzii, au fugit înapoi și mașina a trecut și l-a zdrobit pe Dobre. Securitatea a contestat tot timpul acest lucru. Bine, securitatea contestă da. Moartea la Dobre, fiindcă noi primim la radio telefoane sau scrisori de la un așa zis Dobre, care spune: eu sunt cel care spuneți că ar fi murit. Da, la un moment dat Vasile Gheorghe a spus: ți-l aduc pe Dobre aici să-l vezi, el este cursant la Ștefan Gheorghiu
Și, păi zic, atunci cum? Pentru că în închisoare am întâlnit muncitori de la mine, care au fost la Iud. Minerii din 77. Din 77, am întâlnit încă. La venirea mea în închisoare în 79, când am ajuns la Iud, după toate calculele pe care le-am făcut din discuțiile cu diverse persoane, eu am avut foarte puțin contact cu deținuții, am fost tot timpul izolat, dar totuși, din când în când am intrat în contact cu ei, mi s-a spus că la ora aceea mai erau încă circa 300 de muncitori băgați în închisori, direct pentru Petroșani, dar majorității se făcuse procese de ordin de drept comun. Au fost cazuri, atunci nu am crezut, mi s-au spus că au fost procurori din zona aceea care au depus la completul celălalt că cutare inculpat i-a furat căciula sau i-a furat banii. La rândul lui, procurorul din completul în care i-a depus acesta venea dincolo și depunea. Mi s-a părut o chestie fabuloasă, pentru că în 1981, când am discutat cu niște procurori în legătură cu situația mea, ei mi-au spus că acești muncitori au făcut niște hoții și chiar unor procurori s-au furat căciula de blană și banii din buzunar de către muncitori și că de aceea a trimis la pușcărie. Deci îmi confirma pe de altă parte ceea ce spuseseră deținuții. Părinte, într-o recentă scrisoare aveți o frază foarte interesantă privind securitatea. Și spuneți că ceea ce dovediți dumneavoastră, ceea ce ați dovedit cu exemplul activității și sacrificiului dumneavoastră, este că securitatea nu este atot puternică, că poate fi înfrântă. Mi-ați povestit și mie, ați mai spus și cu alte prilejuri, cât de bestial a fost tratamentul la care ați fost supus de aceiași oameni ai securității și totuși credeți că securitatea poate fi înfrântă. Spuneți asta într-un moment în care românii sunt într-adevăr copleșiți de puterea și de prezența securității. Cum poate fi înfrântă? V-am spus că securitatea își lucrează propria ei legendă. Adică, chiar acolo unde nu ajunge să facă ceva, securitatea răspândește zvonuri, să servește de agenției ca să arate că știe tot. Să răspândesc zvonuri grozave în România despre securitate. Și ai impresia, și probabil că așa este, omul care ți-o spune, se spune de la credință, cu tare a fost omorât, cu tare a fost asasinat. Au fost doi înși care au discutat în secret și s-a aflat de la securitate, aflat. Toate acestea sunt lucruri pe care ei și le lucrează singuri. Și mi-am dat seama de lucrul acesta pentru că în momentul când eu eram așa de supravecheat cu aparate de luat vederi, cu infraroșii, cu microfoane direcționale, cu securitate și miliție la poartă, eu totuși am reușit să transmit aceste scrisori. Este un lucru extraordinar, nu? V-am spus în scrisoarea mea că Vasile, care, coronelul Vasile, care era șeful echipei care ne supraveghea pe noi, într-o săptămână după emisiunile de-a dumneavoastră, am îmbătrânit cât într-un an. Și în felul acesta eu am spart, am distrus această legendă a securității, încât din clipa aceea oamenii au avut curajul să vină la mine, să stăruiască în fața milițienilor și a securității, să lasă să ajungă la mine. Și au ajuns oameni la mine care până atunci nici nu se gândiseră măcar să încerce să mă vadă. Și prin aceasta, noi am fost, toți cei care au fost în jurul meu, au fost puțin supărați că dumneavoastră ați încetat emisiunea celor scrisorilor mele. A fost patru pe care le-ați anunțat că le-ați primit, eu v-am trimis foarte multe. Eu cred că am trimis 20 de scrisori și multe, nenumărate exemplare, prin unele sub forma unor timbre mici, ca să poată fi scoase cu ușurință. Numai cât timbru am scris acolo. Dacă cineva spunea că numai Părintele Carciu putea să scrie așa ceva, cineva la care e parvenit în alte scrisorile mele aici, spunea numai Părintele Carciu putea să scrie așa ceva, sub lupă scriam, ca să fie cât mai mic. Și au fost supărați că n-ați continuat transmisia. Eu înțeleg motivele pe care v-au determinat, mi le-ați spus și nu este cazul să le mai reluăm. Că motivele care au determinat să suspendați, dar personal am fost atunci supărat și nici acum nu sunt de acord cu această suspendare. Pentru că din moment ce mi-am asumat această răspundere, domnule, scrisoarea trebuie să plece pentru că mă interesează nu persoana mea, în primul rând. Nu spun că eram total indiferent despre destinul meu, dar nu persoana mea, ci ca să distrugem în această legendă a securității, să creăm în oameni curajul de a ieși dintr-o tăcere absolută, era necesar ca această scrisoare să fie transmisă în continuare. Bun, le vom relua fără îndoială. Dumneavoastră știți de ce am întrerupt atunci. Am întrerupt-o pentru că era în ajunul plecării dumneavoastră și nu vroiam să dăm niciun fel de pretext securității ca să nu vă dea drumul în ultimul moment. În orice caz, tot e bine că jumătate s-au dat și atunci s-a distrus mitul măcar pe 50%. Cealaltă jumătate vom distruge săptămâna viitoare când vom transmite celelalte două scrisori.
E foarte interesant această idee că securitatea nu este atotputernică, mai ales azi în România, unde lumea crede că securitatea e atotputernică și unde o crede atotputernică nu numai în România, dar și în, străinătate. Părinte Calciu, dumneavoastră sunteți între foarte puținii români care au apucat toate perioadele de represiune comunistă. Ați intrat în 48, ați ieșit în 64, ați intrat încă o dată în 79. Noi ceilalți care suntem ceva mai tineri am prins numai o parte, sau alții care sunt mai în vârstă au prins numai începutul, dar dumneavoastră ați intrat în aceste situații și sub Dej și sub Ceaușescu. Ați fost și atunci protestatar sau oponent sau dizident, cum vreți să-i spuneți, ați fost și acum. Cum ați evalua cele două momente principale ale istoriei comunismului românesc, perioada lui Dej și perioada lui Ceaușescu? Întâi din punctul de vedere al represiunii și după aceea din punct de vedere mai general. În perioada lui Gheorghiu Dej, care a fost o perioadă de represiune sângeroasă, un număr imens de oameni care am fost prinși atunci ne dădea un sentiment de solidaritate și de forță. Indiferent că eram oprimați, aveam sentimentul forței și sentimentul unui provizorat extraordinar de scurt. Noi tot timpul am crezut... Care a durat 16 ani. Da, dar noi tot timpul am crezut că se va termina. Oamenii sperau atunci, aveau nădejde într-o salvare așa neașteptată și foarte rapidă. Acum nimeni nu mai speră în chestia aceasta. Acum speranța noastră este în noi, așa cum a spus și dumneavoastră. Noi trăim o vreme de zbuciumare sfrătească și de disoluție pe care n-am trăit-o sub Gheorghiu Dej. Deși atunci presiunile fizice și violențele și crimele au fost mult mai numeroase. Dar să știți că o crimă făcută acum are mult mai multă, operează mult mai mult în spaima asupra oamenilor decât operau atunci 100 de crime. Pentru că atunci hrana noastră, hrana comunistă era crima și hrana noastră era teroarea și bătaia. Acum o crimă contează mult mai mult decât atunci. Dispariția unui cetățean, cum a fost omorârea lui Raul Vocinski acum în aprilie în închisoarea Iud, este extraordinară pentru noi. Ea operează cu o forță și cu o extensiune nemaipomenită, pe care atunci nu opera așa. Părinte, ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni. Aș vrea mai întâi să vă mulțumesc și în al doilea rând să vă întreb dacă aveți un mesaj pentru cei de acasă. Da, vorbeați dumneavoastră despre și eu, dumneavoastră se pare cu mai mult pesimism despre această posibilitate de renaștere a sufletului românesc. Eu am fost primit, după ce am ieșit din închisoare, cu dragoste și cu o dăruire din partea oamenilor extraordinară. Am ajuns să merg în biserică, să vină oameni să mă îmbrățișeze plângând, indiferent că securiștii erau în jurul nostru. Și oameni pe care nu i-am cunoscut, și oameni mai simpli și oameni mai în vârstă. Am constatat, mergând acum în biserici, pentru că, fiind urmărit de securitate, nu voiam să merg numai o singură biserică, să fie preot acuzat că știu pentru ce mă duc acolo. Deși eu nu intram în altar, pentru că, fiind catelisit, nu aveam dreptul să intru în altar. Și am mers la biserică, la biserică. Ceea ce m-a surprins este procentul foarte mare de tineri care participă la slujbe. Nu era numărul acesta când am intrat în închisoare. Numărul este mai mare acum decât atunci. Pentru toți acești tineri, pentru toți acești oameni care m-au îmbrățișat cu dragoste, care nu s-au temut de securitate și care au strigat în glas mare rugându-se în biserica Domnița Barașa, Doamne, schimbă gândul lui Ceaușescu să nu ne dărâme biserica. Pentru toți acești oameni le trimit dragostea mea. Îi rog să continue să viziteze bisericile, să asculte predicile preoților și să nu țină cont de nevrednicia unor preoți, că și preoții sunt oameni și noi suntem oameni și avem și spaime și interese și știu eu, josnicii sufletești, dar ne stăduim pe cât putem toți să slujim pe Dumnezeu și neamul acesta. Îi îndemn să vină la biserică și asigur că oricând vor avea nevoie de mine și vor avea o posibilitate să-mi comunice ceva, voi face totul pentru ei și să știe că securitatea nu este atotștiutoare. Mulțumesc, Părinte Calciu! Ați ascultat convorbirea pe care Vlad Georgescu, directorul Departamentului Românesc al Postului de Radio Europa Liberă, a avut-o în Statele Unite cu părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa. Aici Radio Europa Liberă.